World Challenge. Ce? World Challenge. World Challenge. Se primește o serie de expresii românești populare din folclor, pe care tu trebuie să le explici. Pregătită? Da. Dar drumul? Sigur. Vrei, nu vrei, Bea Grigore Aghiasmă. Practic asta e ești obligat să faci ceva. E clar, ești obligat să faci ceva. Ceea ce nu-ți place, sigur. Păi, e un fel de noi după tine, că oricum o să se întâmple. Zic. Probabil că înseamnă că, na, indiferent de ce spui tu, un om o să facă tot ce vrea el. Presupun că ăsta e sensul cel mai logic, dacă e să iei așa. Vrei, nu vrei, tot trebuie să se întâmple așa, sau... Eu știu, da, cam asta ar fi. Tot trebuie să... Până la urmă trebuie să o faci, nu? N-am nici idee. A face ceva împotriva voinței. Bate toba la Craiova, de se aude în Moldova. Asta e legată cumva de... un eveniment foarte, foarte mare care interesează pe toată lumea. Ai te dat spectacol? A, păi și la asta cea mai logică chestie ar fi că se află repede vorba, așa, circulă vorba rapid. Dacă faci ceva, sigur află rapid multă lume. Ceva de genul, cred. Nu știu dacă e un fel de expresie pentru bârfă? Asta nu știu. A divulga un secret. Tufă de Veneția. Prost. A, nu știi nimic. Vai, am auzit asta într-un serial și de acolo am ținut eu minte expresia asta. Tufă de Veneția? Da. Persoană care nu prea... înțelege. Da, asta era când ești destul de incult sau, na, să zicem, prost. Una din două, nu contează. Un fel de macho man, da, wannabe. Nu? Nu? Tufă de Veneția sau ceva așa... Îți dai aere. Nici măcar? Vai, dar am auzit-o de atâtea ori. Asta am mai auzit-o, dar nu mai știu ce însemna. A, nu știi nimic. Caș la gură. Nu știu. Acest grele, nu-mi plac. Vorbi fără să... te oprești sau... să... I don't know. Asta e tricky rău. Avea gura spurcată... sau... Eu știu, când ai gura spartă, poate. Sau ceva de genul ăsta. Pas. Pas. Chiar nu bine. Chiar nu știu. Este imatur, este un copil. Ah. Ah, ok, da. Are sens. A vinde pielea ursului din pădure. De asta chiar n-am auzit. A vinde pielea ursului din pădure? Nu știu. A promite imposibilul sau ceva de genul? Sau... Eu cumpăr, să zicem, o geantă pe care mi-am dorit-o. Apoi, din cauza efectului de turmă, îmi cumpăr altă geantă și pe cealaltă o dau la o parte, cumva. Dar nu e chiar asta. Are cumva legătură cu asta, dar nu este chiar asta. Vinde... Of, Doamne, atât de greu de explicat. Și chiar știu ce înseamnă. Mă, picioare, dacă le-am auzit pe astea vreodată. N-are legătură cu furatul, probabil. Sau mințitul, depinde.
și eu n-am auzit-o nici pe asta. De fapt, niciuna n-am auzit-o vreodată, dar... A face promisiuni de 7. A, a, ok. A spălat Putina. A fugi, a părăsi, a pleca. A fugi. Adică zbâie-o. Șterge de aici. A pleca. Și pe asta m-am auzit, dar n-am știut niciodată ce înseamnă. A... Ca și cum... De părere de rău să-ți cer scuze sau... Apar, n-am. Asta e când vrei să te scoți după ce ai făcut ceva, gen... O fugie, adică. Da, când ești de vină cu ceva și vrei să scoți pielea, practic, ceva de genul ăsta. O fugie, adică. Am aflat și eu ceva nou, m-am făcut și puțin de rușine, așa că nu știu chestii. Nu e singură, te-ai liniștită. Da, mă gândesc că sunt niște habarniști. Niște sfaturi de viață. Mâncați dimineața micul dejun. Și ascultați Lana Del Rey pentru că vă vindecă de depresie.